Pensionarii mineri vor primi gratuitățile de care au beneficiat și până acum. Asta a fost posibil după ce Comisia Europeană a aprobat alocarea subvenției pentru industria minieră a Vâijiului. Potrivit reprezentanților Companiei Naționale a Huilei, foștii mineri vor putea să beneficieze de acele gratuități pe care le-au primit până anul trecut, după ce va fi adoptată o hotărâre de guvern în acest sens. Reprezentanții pensionarilor spun că se întâlnesc luni ca să vadă cum vor proceda, pentru că Liga Sindicatelor Pensionarilor Mineri din Vale a dat în judecată Compania Huilei pentru drepturile ce le revin, respectiv cele 3 bonuri a câte 850 de kg de cărbuni și cei 3000 de kWh subvenționați de companie. Comisia Europeană a autorizat România să acorde din fondurile publice un ajutor de 1169 de milioane de lei în vederea închiderii a 3 mine de cărbune de la Compania Națională a Huilei Petroșani. Prima dintre minele care va fi închisă până la sfârșitul anului 2015 este cea de la Petrila, iar până la sfârșitul anului 2017 se va închide activitatea și la Urican și Paroșeni.